Coaliția de Guvernare a anunțat lansarea unui nou pachet de măsuri sociale și economice sprijin pentru România, printre care și sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2000 de lei și amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetățenii și companiile care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza crizelor din ultima perioadă. Coaliția de Guvernare a decis astăzi lansarea unui nou pachet de măsuri sociale și economice de sprijin pentru România în valoare de 1,1 miliarde de euro, care include amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetățenii și companiile care se confruntă cu dificultăți financiare, din cauza crizelor multiple din ultima perioadă, acordarea unui sfert din diferența de salariu în conformitate cu legea salarizării unitare cuvenită salariaților din sistemul public. Public, acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 2000 de lei. Aceste măsuri vor fi aplicate la data de 1 iulie. Ce părere aveți noastră? Considerați că îi va ajuta pe români? Parțial. Asta considerați că îi va ajuta pe români? Da, orice lucru făcut cu puțină minte, așa și eu știu, în favoarea cetățeanului. Îl ajută. Pachetele sociale sunt bune. Totodată, guvernul va lua măsuri pentru consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor privind deficitul public, astfel, diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10%, cu excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile și asistența socială. Suspendarea angajărilor la stat începând cu 1 iulie, creșterea colectării veniturilor la bugetul general consolidat al statului cu 10 miliarde de lei, accelerarea absorției fondurilor europene din cadrul programelor operaționale și al PNRR. În acest sens, coaliția va efectua o evaluare lunară a stadiului absorției.